Lume, bine ați venit, eu sunt Ghostman și da, astăzi vom face episodul 16 din Doom 3, nu Doom 3 Arena. Am pornit reactorul ăsta de căcat, să verificăm aici cifrarul. Se rotește, deci primul email se rotește cu 75 de căi putere și ăsta cu 33. Pentru că se freacă cu ăla, O să verific și eu munițiile pe aici. Bun. E aici, cat. Oh, ce? Mamă, ce m-am speriat cu damage. Dacă aș avea un super shotgun, ar fi ok. Și unde dracului am ajuns? Deci ăla a fost spawnat. Pedofilul. Oh, liftul. Pedofilul mătii. Așa. Eu nici nu mai știu dacă este episodul 16. Mi se pare că... Medical Center care nu are cum să se încarce. Oh! Delta 2. Thank you.
Dar sunt aproape un încărcător de shotgun în asta. O, da. Deci. Prima oră, stați așa, că trebuie să verificăm aici. Deci. Deci trebuie să deschidem asta. Ok. Bun. Facem aprovizionarea de arme. Este dacă puteam să deschid uși. Oh God. De vreme am avut impresia că este și karatist. Ok. Deci. Oh,
nu mori. Complex, haide. Elevatorul, bun. Asta e liftul, nu? Cred că da. Exit. Da, bă, lume, stați așa că am și o ciocolată pentru mine, ca să am forță de muncă. Ce m-a speriat, bă! Cred că știu ce urmează. Cred. Alo? M-ai speriat. O, oh, fac pe bune. Oh, te dau pe eu. Ok. Cred că arma cea mai de bază este asta. Shotgun-ul ăsta cred că e cel mai de bază. Mă gândesc. Pe care sună oameni buni? Aici? Nu. Haideți prima oară să mergem pe aici. Asta e o baie. Ia să ne mai uităm și noi la oglindă. Ce frumos suntem. What the fuck? Hai, imposibil să nu fie o cămăruță secretă. Deci, acolo a fost baia, clar. Close the door. Hai de pula mea, ce e? Asta-i de la... E Scorpion în varianta... În varianta să-și pula. Thank you.
I see you, I see you, I see you, I see you. I fucking see you. This is the audio log of medical supervisor Peter Raleigh, dated October 29th, 2155. We have exhausted all known forms of drug treatment in hopes of finding a way to abate this strange outbreak of dementia, and I have yet to receive any additional data from the psychiatrists back on Earth. Options are quickly dwindling. Approximately 80% of all extraplanar participants exhibit signs of mild neuroses within the first 48 hours after returning from their expedition. Within 72 hours, 75% of patients exhibit extreme signs of paranoid delusion and violence. We have isolated these cases in hopes of finding the pathogen. As yet, we can find no biological contaminants that would lead to such drastic changes in cognitive processing. It seems that whatever this pathogen is, it attacks higher brain functions and only leaves more basal functions in the lower brain stem. We've witnessed that a high percentage... This is the audio log of medical supervisor Peter Raleigh, dated November 1st, 2145. Patient 0432, a private Steve Jensen of the UAC Dark Light Armor Corps Division, expired today at 15:43 of a self-inflicted gunshot wound. This is approximately 110 hours after his return from expeditionary missions. Private Jensen was suffering from paranoid delusions and full-blown dementia. Treatment was unsuccessful. He was the last surviving member of his outfit. Four other squad mates, who also came back with Private Jensen, expired from injuries suffered on that last mission shortly after their return. Before his death, Private Jensen was heard screaming in both English and other languages. Something about demon hordes feasting on our souls. The other language was later discovered to be Aramaic. Due to security concerns in the area, I've secured some armaments within my office. Când deschid fucking chestia aia. Maybe, poate aș putea. Așa. A, nu pot să intru? Why? This is the audio log of medical supervisor Peter Raleigh, dated November 1st, 2145. Patient 0432, a private Steve Jensen of the UAC Darklight Armor Corps Division, expired today at 15:43 of a self-inflicted gunshot wound. This is approximately 100... Ai, taci din gură, pula mea, că nu mi-ai zis nimic. După ce îmi spuneam, bă, că așa... E un căcat aici care nu înțeleg de ce e pus. La ăsta, nu știu cum se ajunge. Se pare că trebuie să urc pe sus, se pare. Nu știu cum o să fac chestia asta.
handicapată chestia asta. Și cred că e bug, că n-am cum să intru. Să ne uităm, trebuie să fie ceva aici de acces? Mă gândesc că nu. Ăla e hand grenade, n-avem nevoie de asta. Aici e un de-asta, aici e un de-asta. Laptop deschis. Aici. Ce-s niște birouri, căcat aici, care nu pot să vedem. Making progress, Marine. Your journey is futile. You will die, and your soul will be mine. Ce violent au vorbit. Hai, bă! Vreau aici, cum deschid chestia asta, cum o accesez, că văd că tipul a murit aia, acolo. Uite, deci pur și simplu nu mă lasă să intru. Sunt alea acolo, dar partea-i bază. Se află aici. Ok. Uite-l! Oh, thank God. Ah, nu e not one of them. I thought everyone else was gone. I was part of this. I helped them. The madness of opening to another dimension. Look, we don't have much time. We let it through. The evil. The protective stabilizer on the portal just failed after Petruger took the device. It was an artifact we had found in the ruins. He took it into the portal, and hell followed him out. You have to help me first. I'm going to try to get the teleporter systems running again. The areas are destroyed around us, so it's the only way through this part of the complex. You need to find me a working plasma inducer. It's all I need to get the teleporter working. You can look for it in operations. I have a security clearance. I'll unlock some doors for you. There. We don't have a lot of time. Please hurry. Teleport, okay. Să vedem ce am downloadat aici. Ce unde trebuie să iau nene? Pe aici? Hai că iau pe aici. Ok, ce e aici? Decontamination process started. Decontamination complete. Have a nice day. Scuzați-mă, nu mai folosesc parfum. Nu de ăsta, nu-mi place. Cel puțin unul mai simțitor, nu așa. Ok, și ăsta trebuie să fie teleport. Ok, ăsta e teleport. Cine a zis că avem nevoie? Nu știu ce a zis tipul, dar... Iar mă dă cu parfum, Doamne! Nu-mi place parfumul.
înapoi, cred că. Trebuie activate ceva. A, perfect! De ce nu? Cel mai șmecher, îi dau mic cu ăla. Deci am deschis toate astea. Deci pe acolo am venit, da? Camera care a fost gazată. Warning. Payload systems active. Access denied. Credere în tot ce e mort. Zombie cu o cheie. Te rog, nu mă viola cu cheia aia. Și ăsta e spital? Jensen was suffering from paranoid delusions and full-blown dementia. Dracu, initial psychiatric reports suggested only mild psychosis with speech and the thought processes within normal range. Paranoia being the only psychotic element directly reference interview G8A. Private Steve Jensen, October 18. Deci ăștia știau de acești extraterestri. Ce dracu pățit ăsta? Stai, capul mare. What the fuck? Au avut treabă zombii ăștia. Help! Nothing can help us! Over a period of 72 hours reveal rapid deterioration. Da, e un radio handicapat acolo care are senzor. Alo? Alo? Stai!
întrebare, de ce eu m-am întors în... De ce trebuie să... Wow! Da, oameni buni, o să vă lungim puțin unele episoade. Pentru că... Da, trebuie. N-am încredere. Știu ce nu știu. Ce-a fost aia? Ce legătură are căcatul ăla? Sau nu știu, ar trebui să caut. Nu pricep. Baterii, ce căcată e ăla. E și e normal. Înțeleg că stai așa, stai. Să înțeleg că trebuie să fie... Da, avem și zoom. Lol, nu m-am dat seama. Să înțeleg că trebuie să urc pe căcaturile astea ca să ajung sus. Pare că da. Așa mă gândesc. Așa, trebuie să punem 4 aici.
eu o să vin în jos. Dar trebuie să mutăm și doi. Trebuie să mutăm doi ca să putem să urcăm. Acum doi. Căcatul ăsta se mișcă încet. E nervant. De luat îl ia mai repede, dar... 8. Și mai rămâne 3 care să stea în stouge. Ca să putem să urcăm. Cred că trebuie să urcăm prin asta, nu știu. Chestia asta nu pot să înțeleg. Trebuie cumva să mă urc pe aia cât timp e... Ok. Cum gândi la chestia asta? Stai. Trebuie să mă urc pe platformă. Stai atent să spun că m-am prins. Să mă urc pe platforma asta în timp ce dau drumul. Să ajungem sus acolo. Așa, bun. Pregătiți? Opa, opa. Hai, fură. No! I hate this fucking shit. Deci trebuie să stau pe cutie, clar. Eu trebuie să sar teoretic acolo. Gata. Ce e asta? Medikit. Cred că-s de alea de amă. Cred că de aici am încheiem noi episodul nostru de azi. Eu sunt Ghostman și nu uitați să vă abonați canalul, dați un like, un share și un comentariu la ce la acest video. Ne vedem data viitoare.
și vă spun ciao les. Stați așa înainte să încheiem acest episod mirific. Așa, bun. Am salvat. Eu vă spun ciao les.